Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Am fost la Craiova acum 3 zile pentru că, nu mai fusesem acasă de vreo lună jumate și am sunat un prieten să ieșim pe afară. Și tot de la el am aflat că un băiat pe nume Silviu Fire a reacționat la câteva din videoclipurile mele. Inițial n-am știut cine este Silviu Fire, cu ce se ocupă, ce face el, dar am aflat ulterior. Am aflat că face videoclipuri de reacții, mulți YouTuberi fac acest tip de content, chiar și PewDiePie, mare parte din contentul lui se bazează pe reacții și are foarte mare succes. Am zis, hai să mă uit, să văd ce spune băiatul ăsta despre mine. Am mai făcut și The Real Red, un videoclip de reacții în care eram inclus și eu, printre alți doi YouTuberi. Dar atunci am zis că n-are rost să reacționez la videoclipul lui pentru că nu era unul făcut special pentru mine. Dar acesta făcut de Silviu Fire era în totalitate despre câteva din videoclipurile mele și am zis hai să reacționez și eu la reacția lui pentru că mi s-a părut că a spus acolo câteva chestii interesante care merită dezbătute, printre altele și câteva chestii amuzante pentru că un videoclip de reacție ar trebui în esență să fie amuzant. Și de asta nu mă supăr la astfel de videoclipuri, nu mă supăr orice s-ar spune despre mine. Am filmat deja acel videoclip de reacție acum 3 zile când eram la Craiova, însă când am ajuns la București, unde sunt acum, am aflat că prima parte din acel videoclip e coruptă. Adică filmările care compuneau prima parte a videoclipului erau corupte. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să le recuperez. N-am reușit să le recuperez, așa că voi reacționa din nou la primele 8 minute din videoclipul lui Silviu Fire, pentru că am pierdut primele 8 minute și am zis că să fac un videoclip de reacție în totalitate, nu doar jumătate. Așa că să-i dăm drumul din nou. Da, slăbuț. Inspirația pentru... Hai să vedem totuși 5 calitățile unui bărbat puternic. De la Advice cu 75.000 de subscriberi. Acest video vine de la idolii mei, bărbații pe care îi urmăresc și îi admir, sperând că într-o bună zi o să ajung să merit și eu respectul pe care ei îl merită. Idolii mei sunt Jordan Peterson, Aaron Marino, Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, Michael Jackson și nu în ultimul rând, tatăl meu. That's the perfect. E mixul perfect ca să fiu un Sigma male. Deci încă o dată. Idolii mei sunt Jordan. Nu știu ce înseamnă un Sigma male. Habar nu am ce înseamnă un Sigma male. Și nici nu mă refer la oameni atunci când văd un băiat pe stradă, nu spun că, uite, ăla e un alpha male sau uite, ăla e un beta male. Mi se pare că sunt niște termeni folosiți total la iurea și eu cel puțin nu-i folosesc. Perfect! E mixul perfect ca să fiu un Sigma male. Deci încă o dată. Idolii mei sunt Jordan Peters. Bun! Right off the bat, we go on high note, let's go. Aaron Marino, Arnold Schwarzenegger. Băiatul ăsta, alpha male grind set, care face content în perioada 25 de ani pe YouTube. Un fapt amuzant, să spunem așa. Alpha male a fost inspirația mea pentru a-mi deschide acest canal. Am mai spus-o, cred, și în alte videoclipuri. Mă uitam foarte mult la el în perioada în care aveam 14-15 ani. Și atunci, la momentul respectiv, m-a ajutat foarte mult. Acum, din păcate, nu-i mai urmăresc atât de mult videoclipurile pentru că cred că am crescut, am depășit sfaturile pe care el le oferă. În perioada aceea, sfaturile lui m-au ajutat foarte mult și mi se părea atât de tare ce face încât am zis, bă, trebuie să-mi deschid și eu un canal. Și uite așa, am început. Exact, exact același content de 25 de ani. Identic, exact același content. După ce postezi 1500 de videoclipuri sau cât are el, mai mult de atât cred, e imposibil ca unele sfaturi să nu se repete. Deci... 25 de ani, cum să stai drept ca bărbat alfa și are același video o dată la un an? Îl face cuvânt cu cuvânt o dată la din un nou, an? Din nou, e imposibil să nu te repeți. Arnold Schwarzenegger. Îi place politica, probabil, că îi admiră viața politică. Nu de asta îl admir pe Arnold Schwarzenegger. Normal că a fost și un mare politician american. Însă îmi place Arnold mai ales pentru filmele din seria Terminator. Deci Terminator 2 este filmul meu preferat sau unul dintre filmele mele preferate. L-am văzut prima dată când aveam 7 sau 8 ani și pur și simplu m-am îndrăgostit de
Arnold în Terminator 2 atunci când juca Terminatorul cel bun. De acolo dragostea mea pentru Arnold și bineînțeles un mare culturist, poate cel mai mare din toate timpurile, merită tot respectul. Nu Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, as you should, inshallah. Normal. Michael Jackson. Michael Jackson. Ok, aici nu înțeleg. Părerea mea, Michael Jackson este cel mai mare artist din toate timpurile și așa va rămâne pentru totdeauna. Ascult tot timpul melodiile lui și da. Nimeni, deci Michael Jackson e undeva aici, restul lumii e undeva pe jos, pe aici. E băiatul ăsta. Și nu în ultimul rând, tatăl meu. Am învățat multe de la ei și e important să stabilești un set de caracteristici și de valori spre care să aspiri. Iar idolii exact asta fac. Îți oferă o dovadă că se poate să faci ceva măreț, se poate să ai succes, pentru că ei au ajuns deja acolo și dacă ei au ajuns, poți și tu. De aceea eu cred că... Unde a ajuns exact Jordan Peterson? Într-un spital abandonat din Serbia? Da, puțin cam răutăcios aici, însă Jordan Peterson a trecut printr-o perioadă foarte grea în ultimii ani. Acum e bine, din fericire, și cred că un om cu un asemenea intelect se naște odată la 1000 de ani. Pe mine, cel puțin Jordan Peterson, mai ales în ultima perioadă, m-a ajutat foarte mult și eu îi doresc tot binele din lume. Dar Michael Jackson nu te ajută. Nu, glumez, dar ce mi se pare, mi se pare funny așa. Mi se pare că când zici că ai un idol, ori zici că e un idol în artă sau un idol în afaceri sau un idol ăla, cu totdeauna mi s-a părut funny, nu știu, cultul persoanelor în general, știi? Să duc și fac... Pentru mine nu e un cult, sunt pur și simplu niște oameni care pe mine mă inspiră, oameni pe care îi admir și oameni care eu consider că au făcut niște lucruri mărețe în această lume. Pentru mine sunt o inspirație, nu sunt niște zei. Să duc și fac camping în fața la BTS și nu știu, mi s-a părut așa mereu insane. Da, și Joe Rogan mai lipsa de aici. Important să ai Joe modele, indiferent care ar fi acelea. Astăzi vom vorbi despre 5 calități pe care cred eu că orice bărbat puternic mental ar trebui să le posede, astfel încât să ajungă și el să fie idolul altora. Să începem. Prima calitate este reziliența. Probabil unii dintre voi nu știu ce înseamnă acest cuvânt. E bine, se referă la cât de repede îți poți reveni după un eșec. Vezi tu, oricât de dur ar fi armura pe care o porți, oricât de mult ai încercat să... Și asta poate să facă doar bărbații. Gen, nu eu să fac bun, să zicem. Nu, dar în proporție de 90% cei care mi urmăresc canalul sunt băieți, bărbați. Și trebuie cumva să pun în titlu ceva cu care să se identifice, pentru că dacă nu aș pune, n-ar mai apăsa pe acel videoclip. Unele titluri sau unele miniaturi poate sunt peste măsură, întreg măsura. Dar cam ăsta este scopul lor, să determine cel care intră pe YouTube să-ți apese pe videoclip. Dar ceea ce spun eu în videoclipuri este cu adevărat ceea ce cred, sunt principiile mele, chiar dacă thumbnail-uri sau titlu sunt clickbait. Pentru femei se... Și da, aceste sfaturi sunt valabile și pentru femei, dar... Din nou, am pus în titlu bărbat și spun în videoclip despre bărbați, pentru că 90% din urmăritorii mei sunt băieți. Recupereze rapid după un eșec. De pericole din afară, săgeți, totul vor străpunge la un moment dat. Face parte din natura umană. Noi mereu ne... Al doilea sfat pentru a doua calitate a unui bărbat puternic este să muncească mult. Uită-te la Cristiano Ronaldo. Da, mi-aduc aminte de partea asta. Am la reacțiunea la aia. Cert e că arată bine. Bine, mă uit, mă mai mult. Așadar, e important să-ți reamintești mereu că atunci când treci printr-o perioadă proastă, poate că ești în una chiar acum, adu-ți aminte că nu va dura pe vecie. Acest eșec e aici doar ca să te facă mai puternic, așa că învață din el și menține speranța că până la urmă ceva frumos îi va lua locul dacă ai răbdare, dar nu numai răbdare, ci și voința de a ieși din impas și de a face tot posibilul pentru asta. Acesta este primul lucru care te face un bărbat puternic. Al doilea e munca, uită-te la Cristiano Ronaldo.
Conștientizezi că vei fi pus la încercare, dar că le vei face față. A doua calitate este adaptabilitatea. Acum foarte mult timp am citit această carte numită Homo Deus sau Omul Zeu. Autorul vorbește despre viitorul speciei umane, câteva posibilități despre cum am trăit în viitor în comparație cu lumea de azi. Și ajunge la concluzia că trecutul nu stabilește viitorul, dar îți poate arăta la ce să te aștepți. De asemenea, mai spune că una dintre cele mai bune calități pe care le poți avea de acum înainte este capacitatea de a te adapta schimbărilor și sunt perfect de acord cu el. Trăim într-o societate care se schimbă într-un ritm din ce în ce mai accelerat. Ce este considerat bun azi, mâine va fi considerat insuficient, așa că dacă... Știi ce? Măcar dă niște sfaturi general valabile care sunt bune, I guess. Măcar nu citează din Ben Shapiro și din Jordan Peterson, sincer. În unele videoclipuri am mai împrumutat și eu niște spuse de la Jordan Peterson. E normal, a avut o inspirație, mi-a oferit mie o inspirație foarte mare. Și da, am mai furat unele idei de la Jordan Peterson și le-am integrat în videoclipurile mele. Vreau să definez termenul de simp. Toți prietenii tăi au experiențe cu ea. Parașuta românească. Episodul următor, avem mai multe episoade. Vom reacționa la toate. Ca noi le știm, noi le știm. Adică, da, treci de 15 ani și îți dai seama că o să fii mai fericit cu cât ești mai rezilient. Ia, ok, bine. Așa că stabilește scopul tău major în viață. Din nou, sfaturile mele nu sunt pentru oameni super trecuți prin viață de 50 de ani. Sfaturile mele se adresează în mare parte tinerilor, adolescenților. Asta este audiența pe care o țintesc eu. Și creează-ți regulile în jurul acestuia. Astfel vei ști încotro să te îndrepți. Te poți integra într-un mediu dacă ești adaptat. Dar credeți că el a citit toate cărțile astea de aici? Da, mi s-a părut funny faza asta când am văzut-o prima dată. Ăla e un tapet. Și nu știu cum nu ți-ai dat seama, pentru că acele cărți nu sunt inscripționate. Sunt niște coperți neinscripționate și multe dintre ele, dacă ești atent, se repetă. E un tapet și mi-a plăcut că, după cum puteți vedea și în chat, o să zică lumea că, bă, e tapet ăla. Curios ce e asta, că văd că e singura de e cu spatele. Dar e foarte rău ca după un timp să afli că nu e mediul în care vrei să crezi. Trebuie să muncești, nu, trebuie să fie cu rutina de lucru. Bă, e tapet? Da, e tapet. Nu cred. Trebuie să vină asta cu disciplina de muncă. Apropo, vă place noul tablou pe care mi l-am luat? Se potrivește cu noul design al canalului. Ca să muncești cât mai mult și să lucrezi la visul tău, să pui cărămidă peste cărămidă în fiecare zi, să nu renunți până n-ajungi cel mai bun. Fii atenți. Stai mă, că poate mi-aduc aminte. Sigma e ceva mai sus decât Alpha, adică ești mai șmecher dacă ești Sigma? Nu știu, întreb. Un bărbat puternic are un scop, o cauză pentru care luptă, își ia viața în mâini și își asumă responsabilități. Muncește din greu să ajungă acolo unde și-a propus și e conștient că doar așa va reuși. Da, iar atunci când se ivesc obstacole, caută mereu soluții să treacă peste. Este foarte important. Nu are nevoie de nimeni să-l motiveze, se motivează singur, dar nu este singura care contează. Inshallah! Easy, baby! Easy! N-am nimerit cuvântul. Era determinare în loc de disciplină. Da, aproape. N-am nimerit cuvântul, dar acolo era. Să recunoască atunci când a greșit. Este într-o permanentă căutare de informații și caută mereu să se îmbunătățească sau să mențină la un nivel ridicat lucrurile importante din viața sa. Este perseverent și știe că dacă își dorește și muncește îndeajuns de mult, va ajunge acolo unde și-a propus. Și în final, a cincea calitate este urmărirea binelui suprem. Un bărbat adevărat știe că nu trăiește într-o bulă și nu se pune pe sine în centrul universului. Asta ar fi naiv. Este conștient că face parte dintr-un plan mult mai elaborat. Caută să urmeze regulile morale și etice și are o gândire diferită față de majoritate. Încearcă să urmărească binele și să realizeze ceva însemnat pentru comunitate. Măi, toți băieții ăștia sunt meme-a aia cu omul care stă în metrou și se uită la restul oamenilor care stau în metrou și are bula de gând deasupra lui și zice, uită-te la toți oamenii ăștia, cum trăiesc așa hipnotizați în viețile lor plictisitoare, în timp ce eu sunt special. Mi se pare că cu toți am avut gândul ăsta gen la 8 ani, dar încă sunt oameni care au gândul ăsta și care vorbesc așa gen un bărbat adevărat nu se ia după părerea majorității. What the fuck does that mean, bro?
Mi se pare că până aici am pierdut videoclipurile, de aici încolo este totul ok, am filmat deja la Craiova, deci vă las cu Edi din trecut de la Craiova. What the fuck does that mean? Ce înseamnă că nu se ia după părerea majorității? Ce înseamnă? Că n-ascultă Dua Lipa sau ce înseamnă exact? Că ascultă Paraziții în loc de Delia? Ce înseamnă exact? Că nu citește Harapal, ci citește Jordan Peele? Ce înseamnă exact? Cine nu spune despre sine însuși chestia asta? Eu nu mă iau după părerea majorității. What the fuck does it mean? Jokes aside, că eu de-aia rentuiesc mereu despre căcaturile astea de self-help tip Jordan Peterson, pentru că foarte multe dintre ele sunt taxate pe doctrina creștină și capitalistă în același timp, care duce la această finalitate de sunt doar eu cu mine. Individualism. Doar eu pot să-mi schimb destinul, doar eu pot să câștig mai mulți bani, doar eu pot să fac o schimbare în viața mea. Nu contează, nu contează că m-am născut într-o văgăună undeva în județul Sălaj și concurez împotriva unuia care s-a născut în București într-o familie bogată. Eu prin... Ba, contează. Nu am zis niciodată că nu contează chestia asta. Contează mediul în care te-ai născut, mediul în care ai crescut. Toate acestea îți afectează dezvoltarea ta ca și om. Mesajul este că în ciuda acestor neajunsuri, în ciuda acestor piedici care ți-au fost puse de către viață, tu trebuie să te mulțumești cu ce ai, să vezi la ce ești bun tu și să încerci să faci mai bine, pe cât de bine poți tu. Ăsta e mesajul pe care Jordan Peterson îl transmite și ăsta e și mesajul pe care eu încerc să transmit, pentru că cred că este unul foarte bun. Individualism, e muncă multă, sudoarea frunții, sânge, lacrimi, căcat, eu o să mă ridic peste alții, o să-mi fac patul fiecare... No, you won't. Nu o să-ți faci patul în fiecare zi, nu o să depășești niciodată pe băiatul din București care s-a născut într-o familie bogată când tu te-ai născut în județul care nu există al României și anume Sălaj. Ok, dar de asta nu trebuie să te compari cu alții. Tu nu te-ai născut în aceleași condiții în care s-au născut alți oameni. Poate ei s-au născut într-o familie bogată și tu într-una săracă. Nu ar trebui să te compari cu ei în dezvoltarea ta. Din puținul ăla pe care tu îl ai, încearcă să faci mai mult. Încearcă să ai mai mult mâine decât ai avut azi. Asta este esența mesajului pe care eu încerc să-l transmit. Pentru că nu te ajută cu nimic dacă te plângi, nu te ajută cu nimic dacă te văicărești că mamă, m-am născut nu știu unde sau trăiesc în România sau n-am părinți bogați sau n-am prieteni care să mă ajute. Nu te ajută cu nimic dacă îți găsești scuze pentru motivele pentru care tu nu reușești să ai o viață împlinită. Mai că încurajează constant gândirea asta individualistă bășită, știi? Sunt doar eu cu mine, doar eu contez, mă cac pe restul. Eu cred că schimbarea vine de la individ, pentru că nu ai controlul asupra comportamentului altor oameni. Ai doar controlul asupra comportamentului tău și doar pe ăla poți să-l schimbi și schimbându-ți comportamentul în bine, poți să schimbi și mediul din jurul tău. Poți să îi inspiri pe alții să își schimbe și ei la rândul lor comportamentul. Și de aici pleacă o reacție în lanț. O reacție în lanț care pleacă de jos, de la individ, nu vine de sus. Mă, este un rând mai lung despre cât de mult urăsc conceptul de individualism ăsta infect. Și doar eu contez, doar mie să-mi fie bine, pot să calpe orice cadavru atât timp cât mie mi-e bine, asistate sociale distrug țara, că ei trăiesc din banii pe care îi dau eu la stat și alte căcaturi de genul ăsta. Dacă el însuși are probleme și nu în ultimul rând să-și aducă aportul la o schimbare spre bine, oricât ar fi de mine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor... Bravo, frate! Bravo, frate meu! Greșel de fătălău, 7 greșel care te fac un fătălău. Ok, I like this channel. Here we go. Acum poți comanda sticăre mai ușor. Îmi place foarte mult râsul lui, e super contagios. Ok, ce amuzant. Let's go, baby! Send nudes! E sticker suprim! Nu te mai lua. Ok, hai să vedem. 7 greșeli care te fac un fătălău.
După ce am văzut stickerul Marihuana și stickerul Music is my life și stickerul Supreme. E mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi... Cele mai bune stickere personalizate, orice imagine îți dorești poate fi transformată în sticker. Intră acum pe linkul din descriere www.stickered.com și comandă stickerul tău personalizat. Unde vinde sticker Shelly la 2 lei. Exact! Cine mai vinde stickere cu Shelly? Cine mai vinde stickere cu Florin Salam? Cine mai vinde stickere cu Dani Mocanu în România? Ok, o să dau puțin stip în față la partea. Cine te mai rupe pe genunchi? Cine te mai face fătălău? Ei bine, nu fi prea trist, pentru că astăzi eu te voi face fătălău. Și prin fătălău nu mă refer neapărat la asemănarea cu o fată pe... Asta și postat eu în 2019, dacă mănâștem un sălaj. Pentru mine fătălău înseamnă un papă lapte, un om slab. Așa că astăzi vom vorbi despre 7 greșeli care te fac un fătălău. Să-i dăm drum. Prima greșeală care te face un fătălău este că îți pasă prea mult de cum arăți. Mesajul meu a fost întotdeauna, da, să-ți pese de felul în care arăți și să nu fii un om al peșterii, dar ai grijă să nu o dai în extrema cealaltă. Și eu obișnuiam să... Să nu devii metrosexual. Măi, băiatul ăsta e prea tânăr ca să fi prins discursul despre metrosexuali. Sincer, eu sunt prea tânăr. Adică, când auzim eu deja eram pe terminate. Nu e prea tânăr pentru discursul cu metrosexuali. Oh, thank God. Thank goodness. I was getting fatalow withdrawal symptoms. Și eu obișnuiam să fiu un fătălău, în sensul că acum vreo 2 ani stăteam o oră și ceva în oglindă să mă pregătesc. Fiecare firișor de păr trebuia să fie în locul lui, mă uitam în oglindă prea des, dar din fericire am depășit această etapă a vieții mele. Aspectul e important, dar nu e atât de important încât să stai de fiecare dată câte 2-3 ore în fața oglinzii și să întârzi la fiecare întâlnire. Cine exact stă 2-3 ore în fața oglinzii când și întârzi la întâlnire? Vorbește cu bărbații aici, nu cu femeile. Cine stă 2-3 ore în fața oglinzii? De asemenea, nu e necesar să te duci la salon ca să te pensezi, să-ți faci manicura sau să te epilezi. Poți face tu singur aceste lucruri acasă. Fetele au un motiv să meargă la salon să-și facă unghiile și sprâncenele perfecte, pentru că știu că prietenele lor vor observa aceste detalii. Însă tu ești băiat. Nimănui nu-i pasă dacă ai unghiile tăiate la milimetru sau dacă ai sprâncenele perfecte. Din nou, nu sunt împotriva pensatului. Deci femeile observă la alte femei. Deci femeile observă la alte femei coafurile și manicura. Tu ca bărbat, la tine nimeni nu observă preza sau manicura. Practic, femeile au ochi doar pentru femei, în timp ce nimeni n-are ochi pentru bărbați. Acai? Ba, da, normal că observă și la bărbați, doar că nu e atât de important. Nu e important să ai unghiile tăiate la milimetru, să ai sprâncenele pensate absolut perfect, fiecare fir să fie pensat exact așa cum trebuie și chestii. Nu e necesar la băieți, asta e părerea mea. O sprânceană pensează părul din mijloc, îți trebuie două. Sunt împotriva pensatului în exces, sunt împotriva bibilirii în exces, pentru că asta arată că îți pasă prea mult de cum arăți și nu e necesar la băieți. A doua greșeală... De ce? Dar de ce? De ce e necesar sau nenecesar la cineva, man? De ce? Vreau să știu de ce e necesar la fete sau de ce e nenecesar la băieți, aș vrea să știu. Efectiv, ăsta e genul de om care... Pentru că pentru o fată contează mult mai puțin cum arată un băiat decât contează pentru un băiat cum arată o fată. De asta. Care nu face sex oral femeilor, că zice că e... Stai că n-am înțeles. Vreau să știu de ce e necesar la fete sau de ce e nenecesar la băieți, aș vrea să știu. Ăsta e genul de om care nu face sex oral femeilor, că zice că e... Fostele mele prietene, o să te contrazic. E beta behavior. Îmi pasă prea mult ca să-i dau la asta limbi. Arată că îmi pasă prea mult. What? Ce legătură, man? Care te face un fătălău este că ești gelos. Dacă îl invidiezi și îl vorbești de rău pe cel care o duce mai bine decât tine, înseamnă că ești slab din punct de vedere mental. La începutul Bibliei... Cu aia e invidie, nu e gelozie.
Există o poveste, nu știu dacă ai auzit de ea, se numește povestea lui Cain și Abel. Aceștia erau doi frați care ofereau jertfe lui Dumnezeu. O jertfă înseamnă un sacrificiu. Numai că lui Dumnezeu îi plăceau mai mult jertfele lui Abel decât jertfele lui Cain. Abel era idealul lui Cain, era ce voia să devină el, însă în loc să-și îmbunătățească jertfa pe care i-o trimitea lui Dumnezeu, a devenit gelos pe fratele său și până la urmă l-a ucis. E Jordan Peterson, coaie. E Jordan Peterson care ți-a o poveste. Din nou, Jordan Peterson a avut o influență foarte mare asupra mea. Unele povești spuse de el se mai repetă și în videoclipurile mele. Zice că din povestea asta biblică putem să tragem concluzia că persoanele trans nu sunt oameni. Nu știu cum ai înțeles tu chestia asta. Nici Jordan Peterson nu a spus niciodată chestia asta și cred că este înțeles de multe ori greșit când interpretează aceste povești biblice. Eu am citit, am încercat să citesc Vechiul Testament din Biblie. Am citit doar vreo 200-300 de pagini pentru că Vechiul Testament este destul de plictisitor. În foarte multe pagini din Vechiul Testament sunt enumerate numele descendenților unei familii și devine plictisitor. Așa că am citit doar 300, vreo 300 de pagini din Vechiul Testament, care e adevărat este mult mai dur decât Noul Testament. Noul Testament l-am citit în totalitate și n-am găsit nicio poveste din Noul Testament care să instige la ură față de un grup, față de o persoană și așa mai departe. Putem înțelege din povestea asta biblică că dacă nevastă ta să fie cu altul, ești ultimul prost dacă îți pasă. Din nou, nici eu nu sunt de acord cu foarte multe povești din Biblie, mai ales din Vechiul Testament. Cred că au fost scrise multe dintre ele sunt într-adevăr depășite, rudimentare și nu ar trebui urmate. Așa cum ai spus tu, nu îți omori soția cu pietre pentru că te-a înșelat sau ceva de genul. Nu cred în asta și n-am promovat niciodată chestia asta și nici Jordan Peterson nu promovează chestia asta, dar e înțeles de multe ori foarte greșit acolo în America. Gelos pe fratele său și până la urmă l-a ucis. Deci din povestea asta înțelegem că invidia conduce la ură și ura nu te ajută nici pe tine, nici pe cel pe care îl invidiezi. În schimb, încearcă să transforme această invidie și gelozie în motivație. Când cineva e mai bun decât tine, învață de la el. Dacă cineva îți fute nevasta, învață de la el. Învață de la el și poate într-o zi o să-i faci și tu sex orale. Ce face el bine și ce poți să aplici tu în situația ta? Am deschis acest canal acum aproape 4 ani din dorința de a ajuta oamenii, în special tinerii, pentru că am simțit că nimeni nu-i ajută cu probleme. Da, îi ajut foarte mult să nu fie fătălăi, băgându-le în cap aceleași stereotipuri obosite și aceleași modele bărbătești bășite de acum 100 de ani. E părerea ta. Cu... Să știi că nu toate sfaturile pe care le ofer eu sunt povești din Biblie sau ceva de genul, sau vechi de 100 de ani. Pur și simplu sunt niște principii pe care cred că sunt adevărate bazându-mă pe experiența mea de viață de până acum și sunt unele lucruri pe care le-am citit, le-am auzit de la alții. Mi-am pus întrebări să văd dacă sunt valide, cel puțin în cazul meu, și mi-a fost confirmat că sunt valid. Și mi-a fost confirmat că sunt niște principii sănătoase și bune după părerea mea și încerc și eu să le transmit mai departe. Dacă ție nu îți plac principiile pe care eu le transmit, niciun fel de problemă, niciun fel de supărare, poți să nu te uiți la mine. Problemele pe care le întâmpină. Nimeni nu te învață cum să-ți faci o iubită, cum să fii sociabil, cum să te îmbraci bine și să arăți bine, cum să fii un om bun. Și asta a fost dorința mea de la început, să ajut oameni. Asta îmi place să fac, să ajut oamenii. De asta spun și mereu la finalul videoclipului că poți să-mi trimiți pe Instagram orice fel de mesaj în legătură cu problema pe care o ai, iar eu voi încerca să te ajut. Iar dacă nu pot să te ajut pentru că nu le știu pe toate, măcar voi încerca să te încurajez. Așa că am deschis un server de Discord unde voi intra în fiecare zi să răspund la mesajele voastre. Chat nu.
Da. A patra greșeală care te face un fătălău este că te voicărești. Normal că multe nu sunt cum ar trebui, nici cu tine, nici cu cei din jur. Asta e viața, dacă toate ar fi perfecte, nu am mai avea cu ce să ne batem capul și ne-am plictisit. Toată lumea se poate plânge și poate observa ce nu merge bine, însă nu toată lumea poate găsi soluții. Dar de ce? Man, dar sunt atâtea moduri prin care poți să zici chestia asta fără să zici că gen te face fătălău că te plângi. Literalmente își iau bărbații ca mine și ca tine, își iau viața în fiecare zi pe acest glob din cauza faptului că își reprimă sentimentele în p***a mea și că din acest... De asta sunt de părere că ar trebui de fiecare dată când ai ceva pe suflet să găsești pe cineva apropiat sau chiar și un străin cu care te știi de puțin timp, să îi spui ce ai pe suflet. Faptul că te descarci te ajută foarte mult în a-ți da seama că nu e singurul care trece prin momentele grele prin care poate treci. Și n-am spus niciodată că ar trebui să ții în tine chestii pentru că asta te face un bărbat adevărat. Nu cred asta. Aceste sfaturi de căcat cu dacă te plângești fătălău, efectiv îți iei viața cu aia. Faci depresie. Nu o să fii niciodată perfect, viața nu o să fie perfectă, viața este o târfă de multe ori. Nu te ajută cu nimic dacă te voicărești. Adună-ți toate forțele pe care le ai, atât puținul ăla pe care tu îl ai și încearcă să faci ceva din el. Nu trebuie să fie la fel de bun, nu trebuie să faci ceva la fel de bine ca unul care s-a născut într-o familie de bogați și are totul pus la dispoziție. Fă ce poți tu mai bine din ce ai? Ăsta este cu adevărat mesajul și cred că dacă te voicărești, nu te ajută cu nimic. Din nou, poți să spui cuiva apropiat ce ai pe suflet și astfel poți să te descarci, dar nu renunța niciodată. Mergi mai departe, indiferent de ce se întâmplă. Ce-i viața? Nu zic că e vina lui că că se sinucide lumea pe glob, că e depresiv, că e în depresie. Dar gen, bro! Cum te faci asta, fătălău? Gen, uite, și eu sunt de acord cu chestia asta, in a way. Nici eu personal nu-mi place să mă plâng constant la alții. Știi că sunt oamenii care sunt stresanți at a point, știi? Că, aoleu, iar trebuie să fac nu știu ce și aia. Și stai și ascult și you don't really care și e doar mega boring, dar din respect pentru că zici, da, ai o viață oribilă, că trebuie să te duci să ții mașina din service sau ce căcată-i tu. Și adică, da, oamenii sunt stresați, da, șar, nici eu nu încurajez chestia. Da, dar chiar nu sunt niște moduri, nu știu, mai sănătoase pentru mentalitatea ta sau, nu știu, pentru creierul tău să comunici acest lucru, nu știu. Da, ba, depresie, da. Fă-ți cu aia. Spune ce ai pe suflet. Spune absolut tot. Cea care te face un fătălău este că ai limbajul corpului feminin. Mergi drept și hotărât, strânge mâna puternic, privește oamenii în ochi, vorbește tare și clar. Încrederea de sine, asta transmite un bărbat puternic prin limbajul său corporal. A șasea greșeală care te face un fătălău este că depinzi de cineva. Well, I think we can agree on that. Eu mă red flag mai mare ca bărbații de 30 de ani care sunt obsedați de mamele lor, care sunt toată ziua mama la telefon și nu fac nimic fără să le dea ok-ul mama și să duc la mama în weekend să mănânce ciorbică făcută de mama așa mai departe. Nu știu, atât de weird, nu știu. Adică nu mă refer la genul că nu mă refer la asta, știi, că ți iubești mama și că la, nu, mă refer la bărbații care sunt total atașați de mamele lor. De acord. Ce înseamnă că okay. E cam atât a fost pentru videoclipul ăsta. Măi, Silviu, sper că am clarificat câteva lucruri pe care poate le credeai greșit despre mine. Știu că tu, mare parte din impresia ta despre mine ți-ai creat-o văzând titlurile și miniaturile videoclipurilor mele, însă eu fac special acele titluri și miniaturi pentru a determina oamenii să apese pe ele. Însă în videoclipuri încerc să spun principii, idei și chestii pe care eu le consider bune, care merită împărtășite și cu alții. Cred că ți-ai făcut anumite presupoziții greșite despre mine și mai mult de asta am ales și eu să fac acest video pentru a clarifica niște chestii. O să mai reacționez și la videoclipurile următoare despre mine, dar până atunci nu uitați, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!